condamnată să câștige CSM Târgoviște a ieșit cu capul sus din confruntarea cu Lanterna Roșie Tomis Constanța. Elevele lui Alexandru Hias nu au cedat teren miercuri 19 februarie în fața oaspetelui, impunându-se lejer cu 25-13, 25-6 și 25-10. Mulțumit că s-a înregistrat o victorie categorică cu 3-0, antrenorul târgoviștean a precizat că a fost mai mult un meci de antrenament, iar testul cu adevărat important se va da în deplasare sâmbătă 22 februarie pe terenul lui SCM Craiova. Astăzi a fost un meci mai ușor pentru noi, am jucat cu ultima clasată, a fost practic un meci de încălzire, un meci de pregătire pentru meciul următor care îl avem sâmbătă la Craiova. Adversarul nu a prezentat nicio amenințare, Alexandru Hias a aliniat la start jucătoarele care au evoluat mai puțin și a încercat să-și protejeze jucătoarele precum Irina Horeică, Cristina Zamfir, Stănișa Maletic. Plus, din cauza accidentărilor, Marina Cojocaru și Monica Focă nu au semnat condica de prezență. Am jucat cu cele care au jucat mai puțin în campionat. Din nefericire am două probleme medicale cu Monica Foca și cu Marina Cojocaru și n-am putut să le folosesc și pe ei. Această antepenultimă etapă din retur poate fi considerată o selecție a echipelor care se vor bate mai departe pentru titlul național și pentru un loc în cupele europene, dar și pentru cele care vor să evite retrogradarea. CSM Târgoviște trebuie să meargă doar pe cartea victoriei în ultimele două etape cu CSM Craiova și Pelicinina Iași pentru a putea termina pe loc. Cu 5. Sperăm în continuare să câștigăm următoarele două meciuri și să încercăm pe cât este posibil să terminăm pe locul 5-6, așa cum ne-a propus pe la început. Iată rezultatele etapei a 20-a.